Ne continuăm studiul nostru despre tot ce ne-a învățat Isus. Și astăzi ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 17 și versetul 1. După șase zile, Isus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumină. Și iată că li s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Isus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit ucenicii, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Isus a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur. Aici este un principiu important ce trebuie observat. Putem spune că Moise reprezenta legea și Ilie reprezintă profeții. Aceasta este o expresie frecventă ce o întâlnim în Biblie. Legea și prorocii. Legea și prorocii. Se referea la Vechiul Testament, denumit ca fiind Legea și proroci. Primele cinci cărți au fost numite cărțile legii. Apoi sunt cărțile istorice și apoi profeții. Dar aceasta a fost o descriere generală pentru Vechiul Testament. Moise a fost cunoscut ca cel mai mare om prin care s-a dat legea și Ilie este cunoscut ca fiind cel mai renumit proroc care a fost citat în ultimul verset din Vechiul Testament. Deci vedem acestea în mod simbolic pe muntele schimbării la față. Petru a fost așa de încântat încât l-a pus pe Isus la același nivel cu Legea și Prorocii. Să facem trei colibri pentru Isus, Moise și Ilie. Toți trei la același nivel. Și a venit un nor care i-a umbrit. Ca și cum i-ar fi spus: Să nu mai zice așa. Acesta este fiul meu prea iubit. El nu este la același nivel cu legea sau cu un om. Acesta este fiul meu prea iubit. De el să ascultați. Ceea ce pot învăța creștinii de aici este că este posibil pentru noi să fim atrași de un om al lui Dumnezeu care a fost o binecuvântare mare pentru noi, poate un proroc mare, și am putea să-l punem în viețile noastre la același nivel cu Isus, în mod inconștient. Poate îi criticăm pe catolici pentru că o fac pe Maria un al doilea mijlocitor, dar mulți protestanți fac dintr-un pastor un al doilea mijlocitor între ei și Hristos. Și astfel omul devine egal cu Hristos. Și imediat vine un nor. Și Domnul spune, nu poți să faci lucrul acesta. Acesta este fiul meu. El este mai presus de toți. Nu pot să egalez pe niciun om cu el. Și al doilea lucru care este mai subtil este bibliolatria, în care ne închinăm Bibliei. Acest lucru nu este așa de evident pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Dar chiar Biblia spune în 2 Corinteni 3, litera omoară. Asta înseamnă că dacă iei litera scripturii și trăiești astfel, te poate omorâ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar ascultarea trebuie să fie în Duhul. Sunt așa de mulți legaliști astăzi care iau versete sau cuvinte de aici și de acolo și formează un sistem legalist în creștinism. Și astfel formează un cult. Deci, aceasta este una dintre lecțiile care reiese de aici. Nu trebuie să punem Biblia la același nivel cu Isus sau un om mare al lui Dumnezeu de pe pământ la același nivel cu Isus. Toate acestea sunt menite să ne direcționeze spre Hristos. Cel mai mare om al lui Dumnezeu și cel mai mare proroc din Vechiul Testament, Ioan Botezătorul, a arătat spre Hristos. El a spus: "Acesta este mielul lui Dumnezeu. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. El este cel care botează cu Duhul Sfânt. Ioan a arătat spre Isus. Niciun profet nu a fost menit pentru a fi el destinația finală. Ei trebuie să fie ca un semn care arată spre un oraș. Știți, atunci când mergeți pe drum, sunt semne care arată direcția spre un oraș. Bombei acolo, celălalt oraș e într-acolo. Deci, un proroc este un semn care spune, Hristos este acolo, du-te în direcția aceea. Un om care atrage oamenii spre el este un obstacol în lucrarea lui Dumnezeu. Un alt lucru ce îl vedem aici este să nu fim atrași așa de mult de litera Scripturii, încât să nu mai primim Duhul celor scrise acolo. Aceasta era și problema fariseilor. Ei luau litera legii și îl criticau chiar pe Isus, spunând, tu nu ți cuvântul lui Dumnezeu, nu ți sabbatul, nu faci asta, nu faci cealaltă. Pe când Isus ținea legea, el a spus, am venit să împlinesc legea, dar el a ascultat de Duhul legii. Deci asta putem învăța de aici. Și apoi, când a dispărut norul, au auzit vocea care spunea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Dumnezeu poate folosi un proroc, poate folosi Biblia, dar în cele din urmă trebuie să ascultăm de Hristos. De exemplu, credința nu vine prin citirea Bibliei. Știți asta? Dacă citiți atenți, Biblia spune în Romani 10, versetul 17, că credința nu vine prin cuvântul lui Hristos, ci mai este un pas intermediar. Credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Aceasta înseamnă că cuvântul lui Hristos se referă la Noul Testament. Pe măsură ce îl citești, trebuie să-l auzi pe Duhul Sfânt care îți vorbește. Așa vine credința. Dar numai studierea academică a cuvântului nu va produce credință în nimeni. Mulți studiază cuvântul în mod academic, dar nu sunt duhovnicești. Poți studia Biblia precum studiezi o carte de chimie și primești o diplomă în chimie. Tot așa poți să studiezi și Biblia și poți primi o diplomă, dar nu vei fi duhovnicesc. Este important să fim atenți la aceste lucruri. Și anume că numai studierea Bibliei nu va produce credință, ci doar cunoștință care îngânfă. Trebuie ca Duhul Sfânt să ne vorbească prin Scriptură. În Matei 17 spune: Când și-au ridicat ochii, l-au văzut doar pe Isus. Ceilalți au dispărut. Și așa și trebuie să fie. Nu spune să alergăm cursa privind la vreun om al lui Dumnezeu, nici să alergăm privind la Biblie. De fapt, acum 1400 de ani nu era nicio Biblie printată și mulți creștini nici nu au avut o Biblie în casele lor. Așa cum avem noi astăzi acces la așa multe traduceri. Să nu uităm asta. Acum 1400 de ani, creștinii nu aveau o Biblie acasă. Cum să fi urmat pe Domnul acei creștini? Dacă Biblia ar fi fost așa de esențială pentru a-L urma pe Domnul, Dumnezeu făcea să se descopere printarea cel puțin cu 100 de ani înainte de venirea Lui Hristos. Am văzut rezultatul acestei dependențe de Biblie. Eu am crescut într-o adunare în care se studia foarte intens Biblia. Am făcut și eu lucrul acesta și sunt foarte bucuros de acest lucru. Dar am văzut că te depărtează de dependența de Duhul Sfânt. Deci avem nevoie de un echilibru. Cred că trebuie să studiem Scriptura și eu am studiat-o toată și încă o mai studiez. Cred că sunt adâncimi în ea pe care nu le pot epuiza niciodată. Dar de fiecare dată caut pe Duhul Sfânt care să-mi vorbească prin ea. Altfel l-aș pune pe Moise la același nivel cu Isus. În același fel, am fost binecuvântat prin mulți oameni ai lui Dumnezeu și îi respect foarte mult pe ei și scrierile lor. Sunt doar câțiva cu adevărat oameni duhovnicești, oameni ai lui Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu în mod intim și a căror scrieri și vieți m-au binecuvântat. Dar întotdeauna am mers dincolo de ei la Hristos. După cum spunea Pavel, urmați-mă pe mine, după cum eu îl urmez pe Hristos. Deci putem urma un om pe măsură ce ne conduce tot mai aproape de Hristos. Dacă vine o vreme când deviază de pe cale, încetez de a mai privi spre el și continui să-l urmez pe Hristos. În felul acesta nu ne vom rătăci niciodată. Este imposibil. Și un om cu adevărat duhovnicesc nu va căuta niciodată să atragă oamenii spre el, ci va arăta totdeauna dincolo de el, spre Hristos. Mulți oameni pot profita de lucrul acesta. Vreau să fac o avertizare aici. Sunt multe duhuri independente în creștinism, cărora le place să audă ceva de felul acesta și spun: Eu nu vreau să urmez niciun om. Și aceasta sună exact la fel cu ceea ce învăț eu acum. Dar ei, de fapt, vor să spună prin aceasta: Eu nu mă supun nimănui, eu îmi sunt legea. Ei sunt cel mai mare obstacol din Trupul lui Hristos. Este un echilibru în învățătura scripturii. După cum am mai spus că Satan a citat din scriptură lui Isus spunând este scris și Isus a spus de asemenea este scris. Deci adevărul se află în amândouă afirmații. Este scris și de asemenea este scris. Deci este adevărat. Este scris să alergăm cursa privind numai la Isus. Dar de asemenea este scris în Evrei 13 cu 17, Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei au să dea socoteală de voi lui Dumnezeu, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând. Deci este un echilibru aici. Dumnezeu ne-a dat conducători, apostoli, Pavel avea așa o autoritate asupra bisericii din Corint, încât putea să dea pe un om din acea biserică pe mâna lui Satan, de la mulți kilometri de departare. Aceasta este autoritatea pe care o dă Dumnezeu unui apostol. Și astfel a putut să le spună, voi aveți 10.000 de învățători, dar eu sunt singurul vostru părinte. Aceasta a fost o inspirație de la Duhul Sfânt. Deci este un echilibru pe care nu trebuie să-l uităm. Pavel nu atrăgea oamenii la el, ci îi conducea la Hristos. Dumnezeu i-a dat autoritatea lui Pavel, astfel încât o persoană duhovnicească putea recunoaște acest lucru și să se supună. Să mergem mai departe în capitolul 17 din Matei. Aici este un alt lucru pe care Iisus încerca să -i învețe pe oameni prin acele circumstanțe. În Evanghelii, când încercăm să înțelegem tot ce ne-a învățat Iisus, erau situații și circumstanțe în care Domnul îi conducea pe oameni. De exemplu, ne-am uitat la acea furtună pe lac. Acolo Iisus încerca să învețe pe oameni ceva din acea circumstanță, că El poate să potolească furtuna. Astfel, el îi învăța prin viața lui, prin circumstanțe și prin cuvintele sale. Și tot ce a învățat Isus combină toate aceste lucruri împreună. nu doar cuvântul lui rostit. Sunt multe lucruri pe care le învățăm din diferite circumstanțe. De exemplu, și întâmplarea de pe muntele schimbării la față. Și când ei au coborât de pe munte, Isus a spus, să nu spuneți nimănui acest lucru până la învierea Fiului Omului. Petru a făcut acest lucru și vorbește despre asta mai târziu. Ucenicii l-au întrebat, de ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Citatul este din Maleahi. Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit. Se referea la Ioan Botezătorul. Și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. I-au tăiat capul. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Aici este un alt verset care ne învață că Ioan Botezătorul a venit în Duhul lui Ilie, pregătind calea înaintea primei veniri a lui Hristos. În Maleahii 4, cu 5 și 6, spune, Înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, vă voi trimite pe prorocul Ilie. Asta înseamnă că o lucrare precum a lui Ilie nu va fi a unui singur om, ci a bisericii, trupului Hristos, care înțelege scopul lui Dumnezeu. Ea va fi noul om, ilie al zilelor din urmă. Nu va fi o singură persoană, ci o lucrare profetică care iese din Biserică, pregătind calea pentru a doua venire a lui Hristos. Deci aceasta este lucrarea Bisericii de astăzi. Matei 17 cu 14. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și a zis, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindeci. De aceea Isus le-a spus, Nu putem sta pe munte pentru totdeauna. Petru spusese, Este bine pentru noi să fim aici. Să ne așezăm aici, căci este un loc minunat. Aici, pe vârful muntelui, este prezența cerului, dar Isus a spus, nu, trebuie să coborâm. Uneori, așa simțim și noi, când avem o experiență a urcării pe munte cu Domnul. Și este așa de minunat să fii în prezența lui, a oamenilor lui, mai ales când sunt oameni duhovnicești lângă noi, precum Moise și Ilie. Este minunat să fii cu astfel de oameni, dar Domnul spune că nu poți fi acolo pentru totdeauna. Pentru că aceasta este doar o pregătire pentru lucrarea din vale. Deci, fiecare experiență de pe munte pe care o avem, chiar cu oameni duhovnicești și cu Hristos însuși, este doar o pregătire pentru lucrarea pentru oamenii nevoiași din vale. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne binecuvinteze doar pe noi. Dumnezeu i-a zis lui Avram, te binecuvintezi și vei fi și tu o binecuvântare pentru toate familiile Pământului. Și aceasta este binecuvântarea care vine la noi prin Duhul Sfânt. El pune în noi un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Dar acel izvor curge din noi și devine râuri de apă vie care va binecuvânta pe alți oameni. Așa trebuie să fie în viața noastră. Dacă rămâne la nivel de izvor, bucurându-ne doar pe noi înșine, am zădărnicit scopul final al lui Dumnezeu. Izvorul trebuie să curgă din noi pentru a-i binecuvânta pe alții, pentru că în vale sunt oameni nevoiași. Aici era un om al cărui fiu era lunatic. Cum era să fie el ajutat dacă Petru, Iacov și Ioan ar fi rămas pentru totdeauna pe munte? Sau dacă Isus ar fi rămas acolo? Deci este o lecție pentru noi care ne agățăm de experiențe înalte cu Dumnezeu. Orice experiență de felul acesta trebuie să ne conducă în jos, pentru a-i sluji pe oamenii apăsați de diavol în vale. Deci ei au coborât și acolo era un om care nu putea fi ajutat de ceilalți ucenici. Amintiți-vă că am văzut în Matei 10 că Isus le-a dat acestor ucenici autoritate de a scoate demoni. Așa cum ne dă și nouă, dacă suntem credincioși. Fiecare credincios care crede că Satan a fost biruit la cruce și că puterea i s-a luat și că acolo fiecare demon a fost biruit, atunci poate scoate draci numele lui Isus. Demonilor nu le este frică de oameni. Lor le este frică de mărețul nume al lui Isus și de autoritatea din spatele lui. Și totuși, ei nu au putut scoate demonul, deși Domnul le-a dat autoritate. Dar nu au putut o exercita. Omul acesta și-a adus fiul la ucenici și ei nu au putut face nimic. Lucrul acesta este adevărat și astăzi. Sunt mulți oameni posedați de diavol în lume. Și uneori ei sunt aduși la creștini, dar mulți creștini sunt fără putere și spun nu știm ce să facem. Pentru că acei creștini nu au fost niciodată botezați cu Duhul Sfânt și cu foc și nu au cunoscut niciodată ungerea lui Dumnezeu și autoritatea pe care Hristos ne-a dat-o asupra oricărei puteri satanice. La fel pot spune și necredincioșii că ei au adus pe cineva la ucenici, dar ei nu i-au putut ajuta. Și Isus a spus, O, neam necredincios și pornit la rău, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Simt că adesea Domnul spune cuvinte similare și astăzi. El este același ieri, astăzi și în veci. Și când El vede oameni în nevoie, aducând oameni la copiii Lui pentru a primi ajutor, și eliberare de sub asuprirea diavolului și mulți oameni nu îi pot ajuta, atunci el spune aceleași cuvinte. Neam necredincios și pornit la rău. Voi creștinilor care vă numiți după numele meu, cât vă voi suferi? Este foarte, foarte trist. Și cred că este responsabilitatea noastră să luăm acest lucru în serios și să spunem, Doamne, potrivit cu scopul Tău pentru viața mea, îmi doresc să fiu capabil să răspund nevoii celor pe care îi trimiți la mine. Vreau să te caut cu sinceritate, astfel încât să primesc ungerea de la tine, oricare ar fi chemarea ta. Nu schemați să fac totul în trupul lui Hristos, ci doar acolo unde este slujba mea în trupul lui Hristos. Și acest lucru trebuie să-l recunoaștem toți cât suntem credincioși, că fiecare credincios are o slujbă. Și lucrul principal nu este doar să predici mesaje minunate, ci sunt multe alte slujbe în trupul Lui Hristos. Și dacă tu poți să-ți recunoști slujba ta specifică și să spui, Doamne, vreau să fiu capabil să fac acea slujbă și să-i liberez pe oamenii cu care mă întâlnesc de sub apăsarea satanei. Vreau să stau la dispoziția ta pentru acest lucru și vreau să fiu uns pentru aceasta de Duhul Sfânt. Astfel nu vei zădărnici scopul Lui Dumnezeu pentru tine. Eu cred că mulți credincioși zădărnicesc scopul lui Dumnezeu, pentru că ei nu se gândesc la responsabilitatea eliberării altora de sub puterea satanii. Ei se gândesc doar, e bine să fim aici, cu Moise și Ilie, pe vârful muntelui, și din când în când avem experiențe minunate, duminica mergem la biserică, avem muzică frumoasă, dar cum rămâne cu a fi de folos oamenilor apăsați de diavol în societatea din jurul tău? Aceasta este o parte a chemării noastre. Apoi omul l-a dus pe băiat la Isus, și Isus l-a mustrat pe diavol și l-a scos afară. Aici vedem încă o dată acest principiu. Isus a scos demonii cu un cuvânt. Și eu cred că este o mare mărturie pentru necredincioși, când cei care scot demoni îi scot cu o singură propoziție și nu cu urlete și strigăte și ore întregi de rugăciune și post. Nu-l vedem niciodată pe Isus să petreacă ore întregi de rugăciune și postind pentru a scoate un demon. Noi trebuie să exersăm autoritatea lui Isus astfel încât cu un singur cuvânt, cu o singură propoziție, demonul să plece. Și vă spun că lucrul acesta este adevărat. La demonii pe care i-am scos afară din oameni, nu a fost nevoie decât de o singură propoziție. Și nu pentru că sunt eu special, ci din cauza numelui lui Isus. Ei tremură și se tem de numele lui Isus. Trebuie să credem lucrul acesta. Și dacă nu crezi acest lucru, atunci bineînțeles că nu vei reuși. Dar vreau să spun că ore întregi de rugăciune și post nu va rezolva problema. Trebuie să pleci de acolo și să spui, nu am avut credință, Doamne. Și apoi să te rogi și să postești în ascuns, astfel încât să fii echipat ca data viitoare când vei întâlni o astfel de problemă, să poți să o rezolvi. Deci rugăciunea și postul în ascuns își au locul lor, dar înainte de a face față unei astfel de situații. Deci Isus a scos demonii cu un cuvânt. Întotdeauna a făcut așa, un singur cuvânt. Și Biblia spune în 1 Ioan 4,17, un verset minunat, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Aceeași autoritate trebuie exercitată dacă am primit ungerea Duhului Sfânt, dacă avem o conștiință curată, dacă umblăm în smerenie cu Domnul, atunci vom avea aceeași autoritate pe care a avut-o Hristos. Aceasta înseamnă să folosești numele Lui. Deci nu ar trebui să se spună despre noi, cum a spus omul acela. Am adus la ucenicii tăi pe copilul acesta și ei nu au putut scoate demonul. Sunt numeroase motive pentru care Dumnezeu nu îngăduie să fie vindecată o boală. În cazul lui Pavel Boala nu a fost vindecată. De asemenea în cazul lui Timotei, dar nu a fost nici măcar un singur caz în care Dumnezeu să permită unui demon să stea într-o persoană. Aceasta este 100% împotriva voii lui Dumnezeu. Ca și cum aș spune, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim robi, nici măcar unui singur păcat în viața noastră. Nu am nicio îndoială în mintea mea că Dumnezeu nu vrea ca vreun om să aibă vreun demon în el. Și este responsabilitatea creștinilor ca în numele lui Isus, atunci când întâlnesc un demon, să-l scoată afară. Acum nu mergem prin oraș să căutăm demoni, dar dacă îi întâlnim și oamenii îi aduc la noi, trebuie să avem autoritatea de a-i scoate afară. De aceea trebuie să umblăm în mod continuu cu Domnul. Pentru că nu știm când vom întâmpina astfel de ocazii de a fi chemați să scoatem vreun demon. Apoi ucenicii au venit la Isus și au spus, noi de ce n-am putut să-i scoatem? Noi încercăm să înțelegem tot ce ne-a învățat Isus, și aici învăța despre scoaterea demonilor. Deci, este un aspect important al slujirii, mai ales dacă slujim în satele din India. E foarte important cum să faci lucrul acesta. Și El nu le-a spus pentru că nu v-ați rugat și ați postit. Aici unii oameni nu înțeleg. Ce zice, din pricina puținei voastre credințe. Versetul 20. Problema voastră este că voi nu credeți. Autoritatea pe care v-am dat-o, menționată în Matei 10. Nu credeți. Voi nu credeți că aveți autoritate și bineînțeles că nu se va întâmpla nimic. Domnul îți poate da autoritate, dar dacă nu crezi, așa a fost în această situație. Să ne punem întrebarea. Le-a dat Domnul autoritate? Bineînțeles. Citim Matei 10 cu 1. De ce nu au putut scoate demonul? Că au crezut. Domnul ne dă și nouă autoritate, dar dacă nu crezi, nu se va întâmpla nimic. În viața creștină este un principiu. Hristos a murit pentru păcatele tale. Dacă nu crezi, păcatele nu îți sunt iertate. Hristos te poate umple cu Duhul Sfânt. Dacă nu crezi, nu vei fi umplut cu Duhul Sfânt. La orice din Scriptură poți avea acces numai prin credință. Hristos ți-a dat autoritate peste demoni, dar dacă nu crezi, nu vei avea niciodată autoritate peste ei. Deci dacă ai o credință cât un bob de muștar, poți spune chiar și muntelui, mută-te de aici acolo și nimic nu va fi imposibil. Muntele este ceva ce împiedică să împlinesc voia lui Dumnezeu în viața mea. Sunt unele obstacole pe care chiar Dumnezeu le pune în calea noastră și închide o ușă. Și atunci nu are rost să bați la o ușă pe care chiar Dumnezeu a închis-o. Dar sunt unii munți pe care diavolul îi pune în calea noastră pentru a ne împiedica să înaintăm împlinind scopul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și acești munți trebuie dați la o parte în numele lui Isus. Trebuie să ne rugăm și să ne asigurăm că sunt dați la o parte pentru că ne împiedică să împlinim voia lui Dumnezeu. Dar cum putem ști dacă un obstacol este de la Dumnezeu sau de la diavol? Nu ai nicio șansă de a ști decât dacă umbli cu Duhul Sfânt. Nu este nicio carte de instrucțiuni în privința aceasta. Trebuie să înveți să trăiești prin Duhul Sfânt, să-ți păstrezi o conștiință curată, să umbli în smerenie și Duhul Sfânt îți va spune: Cei care sunt călăuziți de Duhul Sfânt, aceia sunt fii ai lui Dumnezeu. Și pentru a ajunge la acea credință, spune în versetul 21, că trebuie să te rogi și să postești. Deci trebuie să te rogi și să postești în ascuns, dar nu în public când trebuie să scoți un demon, ci în ascuns, înainte să ajungi în acea situație. Trebuie să te pregătești înainte de acel moment. Isus a rugat și a postit. Și când a venit momentul, a avut autoritatea să scoată afară demonii. Deci, să recunoaștem că este voia lui Dumnezeu pentru noi să avem autoritate peste toată puterea lui Satan. Și cred că Dumnezeu ne va ajuta să ajungem la acest nivel dacă ne încredem în El. Crede lucrul acesta și în dreptul tău. Vom continua în episodul următor.